Vă salut, prieteni, gazda voastră Cizer aici și astăzi voi vorbi despre Border Cards, Troll Descendants și Ruine. La Border Cards sunt 5 tipuri de Border Cards, fiecare conținând constelația, clădirile, liderul, ruinele și titlul. Toate au grade începând de la mov, portocaliu, roșu, respectiv cel roz. Constelația are doar galben, liderul la fel are din toate tipurile, resursele nu are pink, la titlu avem de asemenea și pink. Bun, vreau să vorbesc puțin despre fiecare calitate și fiecare calitate ce bonusuri dă. Exemplu, cele mov dau atac, defensivă, crit rate, crit damage, bonus și să luăm un alt mov. Nu acesta. Acesta, de exemplu, dă viață, penetrare, resilience rate și crit damage reduction. Acestea sunt cele două tipuri de mov. Intrăm la cele portocalii, sunt HP, penetrare, focus, attack, red rage și focus, attack, reduction. Iar celălalt tip, attack, defensivă, focus, attack, rage și focus, attack, bonus. Celelalte roșii sunt la fel de două tipuri, dau HP, penetrare, skill damage sau skill damage, reduction. Iar pentru celelalte dau attack, defensivă, damage, bonus și damage, reduction. Iar vorbim acum despre pink, toate pink-urile dau un singur tip de bonus, attack, defensivă, final damage și final damage reduction. Bun, ce putem face cu ele? Le putem activa în bound să creăm seturi. Fiecare număr, după cum sunteți de aici, nu am activat niciun bound, la build-uri le am absolut pe toate. Fiecare tier crește atacul defensiva, respectiv aici crește pământ, atacul și pământ defensiva. La leader, de exemplu, e fire, primești fire, aici apă, la titluri primești vânt. Dar fiecare crește cu fiecare bound. Boundul cum îl obținem? Dacă am două, de exemplu, din același tip, sunt tier 2. Dacă am 3, cum am aici, sunt tier 3. Ca să vă vedeți la tier 4, mai am nevoie de încă un card activat. Și asta este. Acum vreau să vorbesc despre devour. Ca să devorăm, putem devora fiecare dintre ele, crescându-ne puterea, după cum puteți vedea. Toate sunt HP, atac, defensivă și penetrare. Dar, mai important, în momentul în care am devorat și am făcut 10 level împreună la toate, avem deja un bonus, attack bonus. La 20 de level devorate împreună la toate, după cum puteți vedea, toate se adună. Dev bonus. Și crește în continuare, fiind level maxim 1000. Bun, haideți să trecem în Border Trolls. Scuze. Troll descendenții se întâmplă pe perioada City fight-urilor, respectiv lunea, miercurea, vinerea și duminica. Inclusiv Imperial City, în loc de 30 de minute fight-ul, acum durează doar 20 de minute și 10 minute sunt trolli. Sunt două tipuri de troli, Paladinul și Blazing Angelul, fiecare facțiune are 3 troli. La fiecare ai două variante pe care le poți alege, să ataci boss respectiv și să primești în funcție de topul pe care l-ai tu unul din aceste reward-uri sau să-l aperi unde primești merite dacă aperi și doar dacă stai în defensivă oricum primești merite. By the way, ce am vrut să vă spun, în această luptă toată lumea se bate contra toată lumea, deci un PvP, multiple PvP, nu este nimic legat de 1v1, cum știți voi de City Fights. Și ultimul lucru, dar nu cel mai neimportant, dar nu cel din urmă, ruinele, la fel ca și cărțile, încep de la roz și ajung până la cele mov, fiecare dintre ele oferind calitate diferită. De exemplu, cel roz ofer are și God of War și Imperial City, cele pink, dar cel roșu, de exemplu, nu are. Max e cel roșu. Când ajungi la cel portocaliu, iarăși nu are. Și așa mai departe. Vă mulțumesc tuturor că v-ați făcut timp să vă uitați la videoul meu. Vă doresc o seară minunată.